Ce zici? Îți frumos? Da, ești frumos ca urzica de lângă gard. Bună ziua, cascat și cascate! Astăzi suntem în Saltul Valea Gurii, un sat frumos uitat de lume și încercăm să facem un reportaj, asta dacă nu ne împunge vovac ca tura trecută. Ia că vine o cascată și după cum arată, pare a fi mândria satului. Uite și crași are, yo. Bună ziua, Duduie! Bună ziua! Tu ești Vasilică? Nu, eu sunt Adelin Bolostâncă Ulșor, reporter la revista Foamea și Avem și televiziunea Bârfa TV. Aha, că mi-a dat unul Vasilică mesaj să vin repede să mă arate șolobanul. Bine că ești tu frumos, ca păpădia din păpușoi. Hai măi, că nu ești ca urzica. Era o figură de stil, epitet, compliment direct, indirect. Urecheatule, mai chef să cumperi multe damijenii? Lasă astea. Ia zi, nu ai văzut cumva, chestia aia de întins rufii pe sârmă? A zis că are o treabă și vine ea acasă de vreme. Dacă aveți timp să vă pun niște întrebări. Ei, hai că am timp. Deși dacă îmi puneți doar întrebări, îmi cam pierd timpul de pomană. Ce tradiții se mai păstrează la sate? Apoi la noi în sat se păstrează tradiția de sute de ani. Mai în păpușoi, mai după un gard, mai în iarbă verde și așa mai departe. Și nu vă temeți de căpușă? Te temi de căpușă? Nu intra în iarbă. Risc cu meseriei. N-ai ce faci. Știi cum e la țară. Ce găsești, cu aia te mulțumești. Nu prea ai de unde alege. Iar dacă te temi de căpușă, rămâi babă, fată mare. Păcbosule, vine vara. Abia aștept să mă duc la mare să bat un cui pe plajă. Ce rău ești! Ca să calce cineva în cuiul tău și să facă pană. Sunteți măritată? Normal că sunt. O frumusețe ca mine ar putea să rămână nemăritată? Și atunci cum de păstrați tradițiile prin păpșoi după gard dacă sunteți măritată? Cârdi erau la poarta mea. Le păstrăm așa cum putem. Nu-i ușor. Dar și să fii măritată e tot o tradiție. Le îmbinăm așa cu greu. Mai de nevoie, mai de plăcere. Și femeia maritată trebuie să fie fericită. Important e să nu afli bărbatul. E păcat de cârdu învățat ca să... să-l dizvăț. Ce cadouri e din 1 iunie? Nu știu, mai sunt vreo 3 zile până atunci. E o grămadă de timp. Eu nu-s ca fetele alea de prin oraș. Nu știu să facă 2 ouă fierte și să văd ele maritate. Eu știu să fac treabă gospodăriește. Și una, și alta, și cealaltă. De toate știu să fac. Îs mândră că-s țărancă de când mă știu eu. Că știu să fac de tăti încă de la mama mea. Apă, Duduie, ai de capul tău. Auzi, tu sigur nu ești Vasilică? Că sunt că pierd timpul de pomană și între bărbățelul la bănuiele. Timpul trece repede și parcă văd că nu iei nimic. Chitră ce ești! Am timp o grămadă. Dumnezeu a făcut tot universul în 7 zile. Apoi eu în 3. Ți-ai găsit eu un cadou, nu te teme. Un cadou să-mi placă. Altfel, schimb foaia. Vasilică, unde ești, măi? Mânca mea-i fleașca. De te-ai venit și maimuța s-ar arăta.